Obecny Krista. Ha morit două personalități ale culturii române, un traducător extraordinar din generația 60 și un prozator de mare forță al generației 80. A murit după ce a plecat din România, după ce a tradus enorm Dieter Schlosser, a murit o prozatoare de mare forță în generației, Marie Jeanne de Jute. În amintirea lor, vă rog să păstrăm un moment. A murit. Spuneam că întâlnirea de astăzi e un eveniment. O carte a doamnei Mirela Ioana Dorcescu urmează după un șir de ediții la Ioana Dorcescu, ediție masivă, importantă, două consacrate lui Eugen Dorcescu, una realizată de mitropolit dr. Vasile Lazărescu, pastorale și predici, realizată împreună cu domnul Eugen Dorcescu. Mitropolitul Vasile Lazărescu are și o prezentare în cartea aceasta. Este unchiul doamnei Mirela Ioana Dorcescu. Cartea este, începe cu un secțiune importantă, nouă, ca analiză teoretică, secțiunea de aur în poezie, capitole vii consacrate lui Eugen Dorcescu și lui Șerban Forță, un jurnal al textului și câteva eficii legate de profesorii noștri de viața literară. De lumea literaturii. Eugen Dorcescu, care citise înaintea noastră cartea, a spus că prima recenzie despre cartea a scris-o Lucian Pulescu. Lucian dacă zici un minut bine, dacă nu e foarte bine. În secțiunea de aur spuneam că un capitol da. Zice Mirela Ioana Dorcescu, e consacrat domnului Șerban Forță. Șerban? A fost o mare surpriză. Am zis să mă ridic, dar sunt cam șontorog. Mă pot ridica, în fine, n-are sens că vă rog, nu mă așez, că nu scapa mie să... Adică să... Na. Știu eu. Am făcut greșeala să
apelez la un baston și bastonul e adict, devii adict de baston. Ar trebui să spunem asta pe latinește, adictus. Dar știți ceva? Nu știu cum se cheamă baston pe latinește. Poftiți? Nu, nu știe nimeni. Da. Gaston. Bacilul, domnul Toamnă. Bacilul, exact. De unde a venit imbecilul? Ăla care umblă în baston. Bacilul e bastonul mic, Baculus este. E Baculus, sigur. Ăsta cu imbecilul zic Baculus, diminutivarea lui Bacilus. La lui Koch. Bacilul lui Koch. Deci să nu, câteodată e o formă de emoție să bați câmpii, cum am bătut eu acum câte cât. Dar totuși am ajuns la o chestie, la adictus bacini. Bacinus bacini, aici e domnul Ieșanu, totuși reprezentantul gintei latine și nu merge să ne ducăm oricum. Am rămas foarte uimit atunci când doamna Mirela Dorcescu, Mirela Ioan, cine? Mirela era mai muzical, evident, Mirela, am mai spus-o, nu se știe, se înțelege. Mai e și Dorela, dar e mai rar numele Dorela. De la Dora, nu? De la Dorela, nu-i zis, de Dorela, se face. Și de la doamna Mirela am primit oarecum un fel de cadou această secție aurea, pentru că nu mă așteptam și nu ne-am gândit, de fapt niciodată, s-a gândit mai mult el, Eugen, s-a gândit mai mult la povestea asta, a și scris acum mulți ani un fel de introducere, un eseu, dar pe care nu l-a mai continuat, pentru că spusese ce avea de spus și doamna Mirela, sau așa, a citit acest vechi eseu și s-a gândit că ar fi cazul să-l continue. Și l-a continuat într-o manieră extraordinară, pentru că domnia sa este un autor care multiplu se ocupă de mult mai multe lucruri în același timp, și de filozofie, și de literatură, și de filologie, și etc., etc. Și a fost, cum să vă spun, nu o cunosc de foarte multă vreme, dar am fost uimit și sunt mereu uimit de ușurința, dar nu în sensul de facil, ci de ușor, adică imponderabil, de imponderabilitatea cu care scrie, cum se scria, am mai spus o dată, cum scriau doamnele în secolul XVIII francez, care, cum bine știți, ele nici măcar nu aveau vreo calificare, ca să zic așa, oficială. Învățau din aer, probabil. E adevărat că saloanele alea erau grozave. Și ea scrie aceste lucruri foarte repede, în același timp, repede și cu substanță. Ceea ce, nu vă supărați, mi se pare destul de rar și destul de special. E o dotare
pe care puțini au, eu nu am, de exemplu. Eu pot să scriu repede, dar lucruri care nu mă, cum să vă spun, mai mult jucării. Dar dacă trebuie să scriu ceva serios, eu pierd mult timp. Pentru că, da, fiecare cu dotările lui, că nu sunt veloce. Este uluitor câte lucruri poate să facă doamna Dorcescu în câteva zile, sau câteva săptămâni, sau câteva luni, de când ne cunoaște mai bine. E uluitor. A scris, nu am acum lista, a scris un roman care se cheamă Celesta, a scris prefețe, una din prefețe a scris-o pentru nevasta mea care nu mai este, care scrisese o carte postumă, a rămăsese o carte postumă. Alte multe lucruri, inclusiv didactice, inclusiv a făcut și traducere, a făcut o traducere din spaniolă, un poet, și așa mai departe. Ăștia toate, noi suntem vecini de, vorbeam serios când am spus vecini, de vreo lună, de vreo un an, aproape un an, mai mult un an. În fine, nu mă luați chiar așa la apoară. Și totuși, fiind destul de aproape, observ mai repede toate aceste lucruri. Și pentru toate aceste lucruri merită absolut complimentele noastre și salutul nostru. Iar de domnul Dorcescu, cred că mai e cazul să spun. Acum e ziua lui, la mulți ani, la mulți ani, dragă Eugen. Este, de asemenea, doamna Mirena, este atât de devotată, încât probabil, datorită și unei empatii speciale, a scris unele dintre cele mai substanțiale și mai consistente, zic la même chose, consistente lucruri despre domnul Dorcescu. Domnul Dorcescu este un poet extraordinar, al tonului apodictic. Ai sentimentul că atunci când formulează un enunț de factură poetică, evident, el este odată pentru totdeauna acolo. Nu mai poate fi deloc clintit, dislocat de unde se află. Și există un fel de, într-o lume a poeziei mai mult sau mai puțin comice, ironice, post-moderniste, care ludice, nu toată poezia e ludică, evident. Unii scriu serios, dar mai bine ne-ar lăsa în pace cu seriozitățile lor. Dar, într-o asemenea lume, el rămâne poetul absolut convins de cum să spun eu, lapidaritatea combinată cu greutatea cernelei pe hârtie, greutatea enunțului, modul apodictic, am zis, al lirei, ca să vorbesc ca Ion Barbu, modul apodictic al lirei. Și cum să spun, pe de altă parte, îți dă sentimentul că lucrurile s-au născut atunci, că nu s-a mai uitat mai nimeni la unele lucruri până la el, ceea ce este un lucru, cum să spun, demn de toată lauda și de uimirea noastră, pentru că poezia e uimire.
în mare măsură. Nu, la vorba lui Valeri, la început a fost surpriză. Eu am avut o surpriză extraordinară, citindu-l după mult timp, pentru că nu mai... ca toată lumea ai lecturi și formă goluri. Și am citit, are un studiu atât de consistent, încă o dată, doamna Dorcescu, încât este un fel de poate fi în subsidiar, un fel de îndreptar pentru oamenii care, și mai ales că într-o situație oarecum ușor ingrată, pentru că scrie despre soțul domniei sale. Dar nu este vorba deci despre un fel de știu eu, scriere mai mult sau mai puțin flatantă. Nu e vorba de flatariseală, e vorba de adâncă înțelegere a fenomenelor de toate felurile, și poetice, și filozofice, și filologice, pentru că domnul Dorcescu e toate astea la un loc. Și religioasă, bineînțeles. Și poezie religioasă. Dar nu, cum a spus el, nu în sensul bisericos al termenului, ci în sensul mult mai important. Deci ar trebui să le spun la mulți ani, la ambilor, sănătate și fericire, vorba aia. Și să auzim de vă ferici din toate. Între surprizele plăcute a întâlnirii noastre și prezența domnului profesor Mircea Lăzărescu. Domnul Mureanu mă ochește totdeauna, nu știu de ce, dar eu nu sunt un specialist în lectatorea. Da. Sunt un om care e apropiat de cultură, dar dacă am fost provocat, să spun eu. Am fost, cum să zic, am conchetat cu meditația asta metafizică, din anumite motive, dar ne-am văzut de meserie. Avem o coadă sensibilă, am întâlnit-o, nu știu, o altă sensibilitate uitoare. Și plin de respect de artist și de atașament, în unele momente de preocupare de asta mai înalte, l-am invocat pe domnul Dorcescu, adică poezia, în alta poezie pe care o face, e dincolo de lumea poeziei. Bate la în zona în care se zice, haide, sau nu știu ce, și poezia spune altceva. Ca o remarcă însă, mi-a fost de ajutor în unele lucruri de specialitate, că trebuie să vorbesc despre metaforă cu bibliografie. Bibliografia însă care mi-a dat-o a fost aproape nimic față de bibliografia intrinseca operei. Vorbesc numai de domnul Dorcescu, pentru că comentariul domnului Dorcescu pe care l-am vedea în pace, este altceva. Și nu mă mai lansez acum întreaba asta, pentru că sunt în rezonanță. Aș spune mai mult din perspectiva rezonanței și apropierii adânci, care pe mine mă valorează, în rest. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Despre literatura lui Șerban Foața, lui Eugen Dorcescu, a Mirelei Ioana Dorcescu, a scris de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori, Alexandru Ruzo. Nu știu dacă am scris, dar cred că nu am scris, dar nu înseamnă că nu o cunosc pe Mirela Dorcescu, încă din perioada când nu se ocupa atât de intens de literatură. E totuși o mică surpriză și atunci când ai un stimul care și un stimul afectiv, un stimul puternic, un stimul apropiat, probabil că se poate schimba traseul pe care sau în care ai fost consacrată și să ajungi datorită calităților pe care le ai și la
literatură, pentru că noi o știam pe Mirela Dorcescu ca o eminentă lingvistă, o specialistă în limba română contemporană, o profesoară universitară de mare notorietate științifică, cu lucrări fundamentale în această sferă. Și prima mea surpriză a fost romanul, sau un fel de roman, colocviu, dialog, o carte care nici nu știi dacă e de proză, e de rememorare despre mitropolitul, care, după câte știu, e și un grad de rudenie. Și aș remarca că, pe lângă construcția epică pe care o face acolo Mirela Dorcescu, e și doza aceea de pamflet. Doza de, adică nu e deloc sentimentală, e acolo un portret sau, mă rog, pagini despre un profesor al nostru pe care îl cunoaște toată lumea, cu care Mirela este destul de intransigentă. Nu spun acum numele, e celebru sau un mare profesor al universității, dar, din păcate, nu toată lumea poate fi în viața asta apropiat sau să stea mereu lângă Dumnezeu. Mai e influențat și de vreme, și de vrem și așa mai departe. În sfârșit, nu discut acum condiția aceea. Am rămas după aceea impresionat de felul în care doamna Mirela Dorcescu intră în hermeneutica literară, prima dată fixată pe poezia lui Eugen Dorcescu, despre care a scris mult, a scris de multe ori și a scris bine. Cartea aceasta, eu nu am citit-o, am răsfoit-o acum, o felicit pentru faptul că a adunat aici eseuri, studii, articole de critică, de interpretare literară, pornind în primul rând de la teoria aceasta, sigur că nu e a lui Eugen Dorcescu, dar el s-a ocupat la noi, cred, pentru prima dată de numărul de aur, de secțiunea de aur, care în embleme ale realității, apărut, dar în embleme ale realității. Eugen Dorcescu fiind un, pe lângă un poet extraordinar, un om care se poate ridica la nivelul teoretic. O dovedește acest lucru și embleme ale realității și poetica non-imanenței, volumul acela în care dumneavoastră veți găsi eseul despre poezia de meditație metafizică, felul în care Eugen înțelege așa numită poezie religioasă, care termenul nu fixează, spunea foarte bine Șerban Foarță, nu fixează exact esența poeziei pe care o scrie Eugen Dorcescu, poezia metafizică. Numai că vorbim despre secțiunea de aur, care e cumva un indicator axiologic. Eugen Dorcescu nu-l face așa un criteriu infailibil în aprecierea poeziei. De ce? Pentru că poezia, după cum știm toți, este cea mai imponderabilă creație, are o imponderabilitate extraordinară, o capacitate de a fugi din orice încadrare conceptuală. Și el își dă seama de acest lucru și în teorie face din acest criteriu al secțiunii de aur criteriul peste care nu se poate trece. Sigur că e un criteriu pe care, pe metrică, pe text, pe imagistica poeziei, pot să lucrez și să interpretez. Mirela Dorcescu analizează foarte bine felul în care Eugen Dorcescu teoretizează și vorbește despre secțiunea de aur și după aceea face analize pe poezia lui Eugen Dorcescu și pe poezia lui
Șerban Forță. Aici sunt foarte mulți care știu că vor să vorbească. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și am putut să spun și eu câteva cuvinte. Mulțumesc domnului Ruja pentru acest stocol foarte important prin literatura lui Eugen Dorcescu, Mirele Ioana Dorcescu, prin întâmplările universitare. Vreau să vă spun că în cea mai frumoasă grupă